Bărbatul în vârstă de 50 de ani venise în gară pentru a pleca spre Petroșani. S-a urcat în primul tren care a sosit, însă a realizat că a greșit trenul. Doar s-a auzit zgomotul că a lovit ceva, dar în rest... S-a oprit. Da, s-a oprit. Dar doar ce plecase din gară. Da, da, doar ce ieși din stație. Impegații au văzut întreaga scenă. A plecat trenul din stație și a sărit din tren de la primul vagon. După ce a plecat trenul și asta s-a întâmplat. Avea vreun motiv? A spus că nu știm, nu-l cunoaștem, nu era din zona gării. La fața locului, imediat a fost chemată o ambulanță. Am constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, pentru care motiv am procedat la cele legale, respectiv chemând organele de poliție și medicina legală. Polițiștii vor face cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei.